Cum pot să intru în casă? Nu pot? A, mă, pe bune? Bă, ce mișto era cap... Mă, cine? Mă, ce se întâmplă? Aaaa! Bă, ce babă nebună! Astăzi jucăm Goat Simulator 3. Un nou joculeț a apărut recent, cam de vreo 2-3 săptămâni, pe 17 noiembrie parcă a apărut. Dar, da, am să-l încerc și eu, deoarece mi s-a apărut un joc interesant și de ce nu, că este un joc nou din gama Goat Simulator, a fost și 1. Dar mi se pare că 2 nu există, nu știu de ce nu l-au făcut, că nu știu prea multe despre acel joc și e prima oară când îl joc și nu prea m-am uitat așa eu pe YouTube la el, deci chiar sunt curios să văd dacă mă descurc. Ei bine, vedeți aici, continuu, am intrat din greșeală mai devreme, dar n-a mers absolut deloc, nu știu ce se întâmplă în el. Și hai să intrăm acum să vedem, după cum puteți vedea suntem o capră. Hai să vedem să intrăm în joc și să vedem cum stă treaba. Ok, deci hai să vedem care este treaba cu acel joculeț. Vedem că suntem aici lângă la o fermă, suntem cu caprele aici în spate, cu fermierul. Da, credeam că sunt tu, dar acum mi-am dat seama că eu sunt capră în jocul ăsta. Ce zice el aici? Ok. Zisese... Spusese că... Hai mă, mai taci. Nu pot să dau skip, oare? Pot să dau skip? O, uita și porci ăștia aici. Mă, ce faci, mă? Unde intri? Uitați-vă la căprița asta. Mă. Capra asta... Ce-ai spus cumva, căpriță? Auziți, deci nu știu dacă ți-a auzit, dar vă comunic eu ce a spus. A spus să dați și voi acolo un like și să vă abonați dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, bineînțeles, și hai să vedem ce se va întâmpla. Am ajuns aici la fermă. Hai mă, cât mai stau aici sus? Nu pot să dau skip? Nu. Ok. Deci mi-a spus că... Mamă, nici nu pot să vorbesc de el. Mi-a spus că o să mă antreneze să fiu cea mai bună capră din lume. Ceva de genul. Uitați acolo și o minge. Ce cu mingea acolo oare? Trebuie să deblochez ceva acolo să ajung. Ok, am ajuns aici și ce trebuie să facem? Cobor și-o? Cum cobor și-o de aici? Hai, domnule. Stăpâne. Că ăsta e stăpânul meu, cum ar veni. Mă uit la tine, hai. Da, îl văd. Care e treaba cu turnul ăsta? Da, l-am văzut. Ok. Asta e casa mea? Mamă, stai. Ok, o să investighez. O să mă uit, să văd cum arată. Mamă, ce interesant e. Hai că ies acum, în sfârșit, că nu mai scăpam de gura ta, stăpâne. Pa. Ok, deci hai să dăm. Deci, așa ne... Ia să văd ce fac. Dacă apăs click dreapta, nu știu. Space e jump, shift e sprint, ok. Oh, ce sar aici. Ok, deci a spus că... Asta este casa mea? Adică... Eu stau în acest turn? Capra stă în turn? Ei, nu! Sper că nu pot să-mi iau damage în jocul ăsta, bănuiesc că nu cred că e așa ceva, nu? Dar să am grijă, hai mă să urc și eu aici sus, că vreau să-mi văd, să-mi văd casa. Hai mă. A, doar așa nu pot să intru înăuntru! Mamă! Domnule! Aolo, sărac! Mamă! Stai să fac de aici, să nu mă vadă repede stăpânul, că am dat de belea pe bune. Pe bune am dat de belea cu, am dat de belea cu stăpânul. Și ce trebuie să fac eu? Enter your home, sync with the goat tower. Ce trebuie să fac aici? Să intru? Sau...
sincronizi. A, trebuie să țin apăsat R, ok. Opa, ce se întâmplă? Hei! Nu te cred. Oh my god. Mamă, cât de mișto e. Ok, o coroană aici. Ce este, dar ce acolo sus? Ok, deci am completat primul obiectiv, aș putea spune, cred. Și mă, deci trebuie să fac press tab to see new events and other things on the map. Ok, ce văd de pe aici? Da, nu știu, nu-mi dau seama. Asta e harta. Deci sunt niște quest-uri. Uite, trebuie să intru în casă. Aici, mamă, ce mișto arată, pe bune. Cum ați pomenit voi așa ceva? Asta e luxul de pe lume. Adică o capră să aibă ca casă, aș putea spune, un turn. Și uitați ce turn. Adică nu e un turn normal, să zic că e ceva de piatră așa. E un turn magic, pe bune. E mișto. Hai să intrăm înăuntru să vedem ce se petrece aici. What? Mamă, deci pe bune... Trebuie să stau aici, cred că. Mamă, pe bune, ăsta e un turn fermecat, pe bune, că... Intru prin ușa aceea? Intru pe ușa la casa mea și uitați câta e! Dintr-un turn e dita mai palatul! Save your first reward. Ce reward trebuie să fac? Ok, hai să vedem ce e pe aici. Ce trebuie să fac, mă? Ia, dacă sparg astea, găsesc ceva înăuntru sau... Hei, da, leak and drag. Drag. Ok, am lins pe aici, de ce le... Nu, nu, de ce m-am dus înapoi? Ta. Să intru înapoi, înăuntru, în casă. Ok, ce e pe aici? Ce trebuie să fac eu? Ok, ia. Trebuie să sar pe aici, să trec pe partea asta. Ce va trebui să fac? Ce aici? Mama, să sărit direct pe ăsta. Deci eu trebuie să vin aici și... Ok, hai să dăm pe R. Să apăsăm R. Să luăm nou reward. Se deschide ușa oare sau? Da, mă. Ok, deci dispare tot ăsta. O, interesant. Chiar e mișto jocul. Și sper să vă placă și vouă, bineînțeles. Ok, capră constructor. Mă, ăsta sunt eu sau e altcineva? Nu cred că sunt eu. Mă, ce se întâmplă aici? A venit în ajutor? Sau? Nu știu, hai să vedem. Ce sar pe acolo? Uitați-vă în spate. Hai să vedem. Deci trebuie să vin aici. Ok, deci am completat încă un reward. Goat Castle. O, încă un instinct. Am primit 500 de ăștia. Nu știu exact ce sunt, dar hai să... Te am completat și ce fac acum? Intru aici. Ce trebuie să fac eu acum, că nu înțeleg. Press tab to see a list of available instincts. Ok. Așa, instincturi. Do backflip. Deci, will holding așa. Hai să facem un backflip. Oh, m-am lovit. Dar l-am făcut sau? Bă. Bă, ce m-am spirat, am crezut că nu mă mai ridic. Mamă, ce-am dat cu capul. Ok, deci nu e bună să fac niște backflip-uri, dar în sfârșit, perfect, l-am făcut pe ăsta. Ia și frontflip. Merge să fac frontflip sau nu merge? Nu merge. Oh, fuck. Ok, deci mai facem un backflip și ce trebuie să mai fac aici? Instinct-uri, ia. Următorul instinct, două triple jump. Ok, deci apăsăm de 3 ori pe space. Ok, mamă, cât de mișto e ăsta. Deci hai să mai facem o dată, vreau să văd. Ok, de 2 ori și de 3 ori și merge de 4 ori? Nu, de 3 ori. Una, două și a treia. Mamă, ce mișto. Am lins acolo. Ok, holdings to start. Ah, nu, nu. Unde mai intram? Tab. Ia, ce instinct-uri mai avem noi aici? Opinion on instinct. Adică. Cum adică pin? Unde pun pinul?
Near power lines or metal fence or grinding. Metal fence? Adică pe unde? Oho, cum urc aici? Mamă! Mamă, cât de sus pot să sar, mamă. Ok. Mamă, băieți, e mișto rău de tot. Chiar îmi place jocul. Nu știu cum, adică nu... N-am mai jucat până acum niciodată și chiar e mișto. Double front or backflip? Păi, front cum pot să fac? Că am văzut că parcă nu puteam să fac. A, front din... A, ok, tot cu click dreapta. Păi și cum fac double? Așa. Păi stai, nu s-a făcut? Mă, nu am făcut front flip? Double? Ok, hai să mai sărim o dată și încă o dată și... Mamă, nu știu. În fine, ia, ce trebuie să mai fac eu? Că nu mai vreau să mă stau de-astea. Ce pot eu să mai fac acum, în momentul ăsta? Pinion Instinct? Trebuie să facem astea neapărat sau... Ah, ba nu, stai, cred că ies din casă de aici sau... Nu știu ce trebuie să fac. Ia să ieșim și noi puțin afară să vedem ce se mai întâmplă prin curtea noastră. Ok, am ieșit și noi la lumină. Mă, ce-am făcut, mă? Cum am luat asta după mine? No. Nu, 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 n-am fost, n-am fost, eu a fost altă căpriță. Ok, ce-i ăsta? You found your first trinket, press tab. Ok. Trinket, ce-i trinketul ăsta? E ceva aici, nu știu exact ce e. Spuneți-mi voi acolo în comentarii că voi ar trebui să știți, cred. Q. Q. 1. Deci la un, dacă a fost pe 1, țipă. Bă, de ce... De ce nu mai latră? Latră, doamne, de ce nu mai țipă? Ce e ăsta dacă a fost pe X? Păi... Q. Mă prefac mort, cred? Da, ok. Ok, deci ce trebuie să fac? Tiga Slytherin, așa... Help fix the... Ce trebuie să salvăm? Pă cine... Mamă, l-am... Nu, 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 pleacă, 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 pleacă de aici, căpriță. Bă, de ce mă dau așa? Bă, de ce mă trăsc așa? Bă, de... What? Cum mă tăram? Ia mă, prefac mort? Zice ceva femeia asta? Sau e NPC? Hello. Doamne, pe bune că e NPC? Cum adică... Cum să ieși la o capră bună? O capră pe care o vezi așa... Moartă? În poliție... Și să nu faci nimic, doar să pleci. Mă, ce trebuie să fac? Pe cine trebuie să... Păsta? Trebuie să-l... Ajut? Domnul fermier? Aveți nevoie de ajutor? Ia, conduc eu asta. Doamne, ce am făcut, mă? Bă, 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 alo, 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 alo! Bă, ce s-a întâmplat? Mamă! Ok, deci... Nu, no, nu... Press R. Ce power lines? Adică... Near power lines? Ăsta? Da. Bă, vreau asta să... Nu, nu, vine asta după mine, vine asta după mine, nu, 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 nu! Cred că după mine venea, nu? Mă, ce trebuie să fac? Ok, asta nu pot să iau. A, deci cred că trebuie să urc acolo. Nu, 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 nu! 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 O, fut... Nu, 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 lasă-mă, te rog, în pace, că eu n-am nimic cu voi. N-am vrut să înrănesc pe acel om, dar... Măi, eu cum mă dau pe asta? Sau ce trebuie să fac de aici? Ok, urc pe ăsta și... Dar și trebuie să fac? Na, n-am înțeles. Dar eu cred că trebuie să urc acolo. Ce e ăla de acolo de sus? Hai să vedem. Sau? Ce trebuie să fac aici? Wow!
What? Pleacă-mă de aici. Ok, deci am plecat în expediție. Am luat tractorul, mă, când vreodată să vedeți voi o capră? Eu n-am văzut. Nu, am făcut accident aproape. Ok, când vreodată să vedeți o capră care conduce, gen, pe bune. Cred că sunteți în Ohio dacă vedeți așa ceva, e ireal. N-am văzut în viața mea. Să spuneți voi dacă ați văzut așa ceva, dar nici în vise n-am văzut așa ceva. O capră să conducă un tractor? Ok, hai să urcăm aici pe asta. Bam, bam, bam. Și unde e ăsta? E aici sus. Ia să vedem cum sărim noi aici. Ups. Hai să vedem. Cum urc sus de tot? Spuneți-mi și mie, vă rog, cum urc sus de tot, că nu pot să urc. Mă, ce are mă aia? Pleacă-mă de aici. Nu mai... Uitați-vă la mine. Ok, press R to grind. Unde? Unde mi-apărea? Mi-apărea undeva să apăs R. Pe aici, dar... Nu știu. Eu vreau să urc aici sus. Poți și o să urc sau... Ia dacă sar... Nu, cum pot să urc acolo, mă? Spuneți-mi și mie, vă rog. Ok, hai acum să facem ăsta, să vedem ce trebuie să facem. Deci trebuie să le ajutăm să fixeze harvesterul. Nu știu exact cum să zice în română, dar mi se pare că trebuie să dăm în ăsta, ok. Și în partea cealaltă să spargem ăsta. Ne băgăm coarnele și a căzut ăsta și... Perfect, am completat. Rip them new one. Ok, ce trebuie să facem noi acum oare? Să conduc ăsta, ok. F să activăm ăsta. Ok. Cum se numește chestia asta din față? Spuneți-mi și mie acolo în comentarii că nu știu exact cum se numește. Bă, alo! Nu, 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 nu. Mă, ce se întâmplă? De ce merge așa greu? Așa repede, pardon, nu greu. Se mișcă prea repede. Ok, pe și eu ce trebuie să fac acum? Îl iau pe ăsta după mine. Mă, dar cum nu moare ăla cu alea? Mă, de ce intră astea prin el? Ok, ce trebuie să fac acum? O să ce facem aici dacă deja s-a terminat asta? Cum mai face el astea? Ok, deci da. Hai să vedem. Ce mai trebuie să mai facem noi acum? Ia, avem și noi ceva. Ok, hai să cobor. Dacă intru la un tab, la quest-uri, am completat astea și nimic altceva. Nu știu, ce mai trebuie să mai facem și noi pe aici? Asta l-am făcut, 720, do the tricks, do an emote, press V. Ia să dăm emote. Ce emote-uri avem, pe bune? Ok, deci l-avem pe ăsta, ce face? Paște, ok. Ăsta și... Mă, ce facem ăsta aici? Ok, acum dansează. Ascultă muzică. Acum. Să lasă, bici că e mort. A murit, gata. Ăsta ce face aici? Tot așa, paște, cred că. Mă, ce vrea ăsta? Bă! Lasă-mă pace. Bă, nu mai vine după mine. Ia să intrăm înapoi aici la mine în casă și să vedem aici ce mai avem. Dacă s-a întâmplat ceva aici, chiar nu știu ce trebuie să fac în continuare. Nu știu, cred că cam atât. Mamă, cât am sărit. Cred că cam atât o să fie cu episodul ăsta și să spuneți voi acolo în comentarii ce trebuie să mai fac, că chiar nu știu. Dar mi se pare că cred că hai să mergem acum înapoi acolo unde era tractorul acela, înăuntru. Am impresia, sau ia, urc pe aici, cred că pot să urc pe aici, bine. Ok, hai să urc. Am urcat aici și unde era ăsta? Mamă, deci am intrat, pot să intru și prin antenă, what? Vreau să ajung la ăsta verde de aici, de sus, cred că asta trebuie să fac eu, în momentul de față. Și să văd
Cum ajung eu? Ar trebui să ajung, acolo în casă puteam să sar cât de sus. Uitați, aproape. Dar nu cred că pot să ajung exact acolo. Mai e ceva aici. Hai să ajungem la ăsta. Și cred că de aici putem ajunge în continuare în partea cealaltă. Dar și aici cum ajungem? Nu, de ce cad? Cum ajung eu aici sus, e întrebarea mea. Ia să vedem. Urc pe ăsta și aici sus de tot. Dacă sar eu așa. Ok. Nu pot să mai urc aici. Press R. Mă, cum urc aici? Îmi spune și mie, vă rog. Uitați așa. Nu. Doamne, cât de fraier sunt. Mă, da. Ce să mișc așa? Căprița asta. Nu. Of, deci trebuie să mă duc cu peretele. Mă urc pe perete. Nu, dar de ce mă fac așa? Nu înțeleg de ce mă fac așa. Mamă, nu pot să trec. Ok, hai că într-un final am urcat aici, da, stai să nu cad. Ok, am luat trinchetul acesta, uite, pot să trec pe aici în partea cealaltă? Cred că pot să trec pe aici, ca să ajung în partea cealaltă. Da, perfect, ușor. Ok, și aici ce fac? Nu, incredibil. De ce? Ridică-te, mă. Ia pleacă de aici. Ok. Scuze, Marie, sau cum te cheamă. E femeie? Da. Ce caută o femeie aia acolo, nu să fie un bărbat la tractor? De aproape. Nu. Mamă. Se vede că nu m-am jucat până acum jocul ăsta, că e prima oară când îl încerc, deoarece nu prea știu ce trebuie să fac exact în el și nu știu. Cred că trebuie să iau asta totuși, dar nu pot să controlez eu bine. Nu m-am învățat chiar așa de mult. Ups, perfect, hai că am ajuns. Deci mi-am pus o pălărie. Mamă, ce bine arăt. Stai. Ok, uite așa. Ce mișto e ăsta, what? Ce tare, pe bune, ce tare. Ok, deci... Îmi place ăsta. Cred că o să-l fac ca thumbnail partea asta. Îmi place cum stă aici. Deci, da, hai că... Na, e mișto. Hai să vedem ce mai trebuie să facem noi acum. Cum pun pin la un instinct? E întrebarea mea. Cam acolo alea trei. Și cum pun eu pin la un instinct? Pin un instinct. Cum pun eu pin? Nu știu cum să pun pin. Ia ce avem noi pe aici. Încă un trinket mi se pare. Da, ăsta. Dar cum pun? Că nu știu cum să pun pin. Da. Ok, ce mai avem pe aici? Equip something in all wardrobe. Unde e asta? Aici? Păi, am asta, nu se pune? Ca... Nu știu. Chiar nu știu ce trebuie să mai fac. Ok, deci cred că opresc episodul aici și să-mi spuneți voi în continuare ce trebuie să fac, îmi scrieți acolo în comentarii. Și da. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Să dați și un like acolo. Și să lăsați acolo comentarii, cum am spus, ce trebuie să fac în continuare. Că chiar nu știu ce trebuie să fac eu în continuare. N-am nicio idee ce aș putea să fac în continuare. Hai să mergem așa de final să conducem. Și noi ăsta frumos aici. Bam. Îl tragem și noi așa. Vreau să fac totuși un thumbnail și din ăsta. Ia să-l ținem așa noi frumos. Încet. Mau, ce capra nebună sunt, pe bune. Ok, deci... Bum, 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 bam, 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 bam. O luăm la fugă. Știți ce vreau eu să încerc? Vreau să văd că am văzut în partea asta. Am văzut... Mamă, câtă lume e aici. Vreau să urc și eu aici. Să intru în casa oamenilor aici. Să nu se spere pe mine, să nu mă vadă. Cum pot să intru în casă? Nu pot? Mă, pe bune. Ce mișto era cap. Mă, cine? Mă, ce se întâmplă? Bă, ce babă nebună! What the fuck? Mă, cu ce trage asta, femeia aceasta? Mă, ce babă nebună. Mai nebună decât mine. Pleacă de aici. Nu. Ia că încerc. Of. Nu pot să ajung la ea, mă. Nu. Lasă-mă în pace, te rog, când vine.
Pleacă-mă de aici. Ok. Oh, deci asta cred că trebuia să fac, nu? Da. Deci episodul nu se încheie aici. Hai să vedem. Press tab. Să ne vedem progresul. Ok. Da, deci... E bine... Nu mai trebuie să-mi spuneți voi ce trebuie să fac. Hai să luăm și noi trinciul ăsta aici. Ok. Vedem că avem 25.000 de dale acolo. Nu știu ce sunt. Femeia asta e cea mai nebună femeie pe bune. Adică eu, capră fiind, să conduc tractorul ăla și să dau... Ia, pus să iau ăsta? Dacă și ăsta... Nu! Mă, bine că am căzut în apă, că era să iau foc să mor. Mă, deci lasem foc... Mă, păi și-a luat asta foc aici. Nu, ok. Și, da, până la urmă, îl închid aici episodul. Nu mai merge. În episodul următor o să mergem aici drept în față să explorăm ce mai avem de explorat, să vedem beciul. Și da, sper că v-a plăcut, cu voi a fost Căprița, capra nebună și uitați-vă la mine, dați și voi acolo un like, pa, pa!